La noapte, în nord și nord-est, precum și la munte, iar din a doua parte a nopții și în sud-vest, vor fi înorări temporare și pe arii restrânse trecător va ploua, în timp ce, în restul teritoriului, cerul va fi variabil spre mai mult senin. Vântul va avea intensificări la munte, iar pe creste, temporar, va sufla tare, cu viteze ce, la rafală, vor depăși 80-90 de km pe oră, iar în restul țării va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la începutul intervalului în nord-vest și nord, unde se vor atinge viteze în jurul a 50 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa în general între 7 și 17 grade. Izolat, vor fi condiții de ceață. În capitală, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 13-14 grade, mai scăzută în zona preorășenească. Mâine vremea va fi frumoasă și se va menține caldă în orele amiezii, chiar deosebit de caldă pentru începutul lunii octombrie în sud și sud-est. Cerul va fi variabil în primele ore ale zilei în sud-vest, iar în restul intervalului și al țării va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 20 și 29 de grade. Izolat, dimineața și noaptea va fi ceață. În capitală, vremea va fi frumoasă, iar în orele amiezii se va menține deosebit de caldă pentru începutul lunii octombrie. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade. La munte, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste în prima parte a intervalului. La mare, vremea va fi predominant frumoasă și caldă încă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime, în scădere față de ziua precedentă, vor fi de 21-23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 16 și 17 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 16 și 19 grade.